Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cioicu, într-un dialog bizar, nu știu dacă l-ați văzut, televizat, cu comandantul trupelor ruse de pe frontul respectiv, cu mai puțin de două luni în urmă, Putin anunțase triumfal anexarea acestei regiuni, așa cum anunțase și anexarea celorlalte teritorii ocupate din Ucraina, doar că Rusia, iată, nu poate menține controlul militar asupra ceea ce pretinde că a anexat. De altfel, retragerea din Kherson este a treia mare bătălie pierdută consecutiv în Ucraina, înfrântă în bătălia Kievului, apoi începe pentru controlul regiunii Kharkiv. Acum trupele ruse sunt nevoite să se retragă pe malul stâng al Niprului. Evoluțiile militare de pe front ar putea avea și consecințe politice. L-am sunat pe kremlinologul Armand Goșu. Bună dimineața, domnule profesor! Acum, am văzut că aseară purtătoarea de cuvânt a MEA rus, a Ministerului de Afacerilor Externe rus, Zaharova, a anunțat la puțin timp după ce ministrul Șoigu a ordonat retragerea, că, și citez aici, Federația Rusă este gata să negocieze cu Ucraina, luând în calcul realitățile care se dezvoltă în acest moment. Și am încheiat citatul. Care e semnificația acestui anunț? Ce trebuie să înțelegem din el? Putin are nevoie de timp și face orice ca să câștige acest timp pentru a putea pregăti o contraofensivă la primăvară. Pentru asta are nevoie de 2-3 luni de liniște ca să-și pregătească trupele pe cei nou mobilizați, să-i înarmeze, să-i antreneze și să încerce la primăvară să găsească o contraofensivă. Pentru asta are nevoie să-l convingă pe Zelenski să se așeze la masa negocierilor. Zelenski a spus că nu negociază cu Putin. Și acum Rusia nu că se retrage pentru a-l ademeni pe Zelenski la niște negocieri de armistițiu, ci se retrage pentru că nu poate să țină sub control aceste teritorii. Importanța Hersonului e simbolică, e mult mai mare decât un simplu punct strategic militar, oricum important. Importanța simbolică a Hersonului e uriașă pentru că toată această campanie din Rusia, încă din martie, a scos în evidență faptul că, uite, un oraș cum e Hersonul, care înseamnă ceva pentru publicul din Rusia, e istorie. Herson e un oraș nou fondat de Caterina a II-a, e un oraș nou care dă sens într-un fel acestei anexări, acestei ofensive a Rusiei, tentative ei de a ocupa și de a reînființa Novorasia veche de acum două secole și ceva. Ori pierderea Hersonului dintr-o dată se întoarce așa ca un bumerang în fața lui Putin și arată de fapt cât de slabă e armata rusă și că populația din acele zone care a fost declarată anexată navsigda pentru întotdeauna, uite că n-a trecut nicio lună și acele teritorii trebuiesc cedate sau sunt cedate, practic, de către armata rusă, care vedem că se retrage. Acum, din punct de vedere militar, să știți că era logică această mișcare. Era logică încă din august, când ucrainienii cu HIMARS-urile loveau cele două poduri de la Kahovska și Antonovski, Most, podul Antonovski, pentru că devenise, din punct de vedere militar, repet, o aventură să ții în parte pe malul drept al Niprului, să ții o mare grupare, vorbim de o grupare de militari profesioniști, de 35, unii vorbeau chiar de 40.000, cei mai bine antrenați soldați să-i ții acolo și să pierzi teritorii cucerite recent în alte regiuni. Din punct de vedere... Rusia încearcă să salveze trupele de la Kherson, să le replieze pe malul stâng și acolo unde poate organiza o apărare mai cu șanse mai mari. Da. Tactic vorbind, malul stâng este mai jos decât malul drept acolo, deci poziția armatei ucrainene, dacă intră în Kherson, o să fie, din punctul de vedere al terenului, mai bună. Este adevărat că erau acolo 40.000 de soldați, sau sunt încă
că retragerea e în curs. Soldați ruși foarte dificil de aprovizionat. Presupun că exista întotdeauna și opțiunea unui nou Stalingrad, că și așa rușii nu par să dea prea mulți, să pună prea multă valoare pe viețile soldaților. Dar credeți că, într-un fel, prin această retragere care, prin care se evită o bătălie îngrozitor de sângeroasă acolo, rușii încearcă să transmită și un mesaj de genul: uite, vă propunem în subtext râul Nipru ca nouă frontieră și hai să pornim de aici în niște discuții? Sigur, e ceva de genul ăsta. Oameni, nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți istoria Ucrainei de Sud, râul Nipru a fost frontieră secolul XVII, secolul XVIII, până la Ecaterina II, a fost o frontieră între cele două Ucraine, între Ucraina controlată de Rusia, de la Bogdan Hmelnitski, de la mijlocul secolului XVII, până la Ecaterina II. Deci în partea stângă, malul stâng al Niprului, era Ucraina controlată de Rusia, era cu secea zaporojeană, iar în partea dreapta râului Nipru era cealaltă Ucraina care făcea parte, deci Reșpospolita, din statul comun polono-lituanian, deci era sub controlul Lituaniei. Deci ce insinuați dumneavoastră că poate să fie și un joc de genul ăsta, dar și are în spate o argumentație istorică destul de solidă, numai că e imposibil astăzi pentru Zelenski să accepte tipul ăsta de argumentație. Problema e a Rusiei, tot timpul se joacă cu istoria și încearcă să readuc evenimente și situații istorice din trecut în prezent. Deci e ușor de anticipat faptul că Zelenski va refuza. Și acum, dacă vă uitați pe hartă, o să vedeți faptul, chiar dacă își întăresc rușii pozițiile în stânga Niprului, nu e nevoie pentru ucrainieni să asedieze aceste noi poziții în stânga Niprului, care, repet, pot fi mult mai ușor apărate. Ei pot ataca din Zaporojie, dinspre nord, spre Melitopol, și pot tăia toată și înconjura toată această grupare. Vorbim de cele mai, din punct de vedere al combativității, cele mai bine înarmate, cele mai bine antrenate unități ale armatei ruse. Deci de importanță vitală pentru Șoigu, pentru statul major al armatei ruse, să protejeze aceste unități. O să ne dăm seama în câteva zile cum va decurge retragerea, dacă capacitatea lor de luptă se păstrează intactă după această retragere sau dacă sunt lovite și cu capacitate militară mult diminuată. Cert e ce spuneam la început și eu și dumneavoastră, cu asta am început discuția. Putin are nevoie disperată de timp. Vrea să cumpere timp cu această retragere. Dacă am ajuns la Putin, v-aș invita să faceți o evaluare și politica acestui eveniment, retragerea din Kherson. E a treia bătălie pierdută la rând de ruși în Ucraina. Ar putea avea efecte politice la Kremlin? Ar putea avea efecte politice, numai că aparatul de propagandă rusesc lucrează la turație maximă în acest moment și, de fapt, tot acest balet pe care l-am văzut în ultimele săptămâni n-a făcut decât să-l scoată pe Putin și să plaseze decizia într-o altă zonă. După ce Putin este cel care, și avem suficiente indicii că așa a fost, cel care la începutul lunii august a mutat trupele cele mai combative, cele mai bune trupe rusești, l-a mutat din Donbas aici în Kherson și a spus nișagul nazad, niciun pas în spate, adică acele poziții trebuiau ținute de armata rusă cu orice preț. Acum vedem că intră în scenă Șoigu și mai ales noul general Serghei Surovikin, care este un general, cum să spun, foarte mediatizat. El însuși are contact Telegram, comunică, discută cu, de pildă, după această decizie, ai văzut că imediat a șeruit reacția lui Kadyrov,
A șeruit reacția lui Prigojin. Oameni care, la rândul lor, de suntem mai mult într-un război mediatic de propagandă decât într-unul real. Iar război de propagandă e câștigat de Putin, chiar dacă războiul pe teren, pe datul de operațiune, e pierdut. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în Deșteptarea, analistul politic și kremlinologul Armand Goșu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.